Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod slash tutorial. De data asta vreau să vă învăț cum să instalați BMW-ul. Acum 4 luni v-am prezentat o salvare, o să vă las videoclipul în descriere, în care, ce vreau să vă zic vouă, în care am... v-am arătat acea salvare. Încă mai am pe workshop, o să vă las un link și la ea. Deci, hai să dăm drumul. Ok, acum o să văd cum să instalați. Intrați pe Google, vă alegeți contul. După ce v-ați ales contul, mergeți în barea de căutare și căutați BMW E30 MSK. Sau, ok, după ce ați căutat asta, avem BMW 30, nu știu dacă este asta. Ok, deci căutați My Summer Car BMW E30 Safe sau asta, a doua, nu contează. Ok, bun. Asta e de-a prins a lot of missing sadness. Ok, deci după ce ați intrat la salvarea asta, vă duce jos de tot. Asta, apropo, by the way, aceasta e salvarea mea. Deci vă duce jos de tot și luați BMW E30 Share Modes. Intrați la luați asta. Îi dați aici. Mergeți jos de tot unde scrie BMW E30 sau aveți un pic mai sus BMW E30, vedeți? Și luați acest link. Dați copy. Nu îi dau copy. Ok. Ștergem asta. Click click dreapta, paste. După ce ați făcut asta, o să vă ducă la un download. Eu o să mă duc la adblock ca să nu mai am asta, vedeți? Și acum mai dau create download. Stai, o să fac eu altceva. Last download link is ready. Start download. Bun, și aici aveți diferite, aveți aici fișierele voastre. Eu o să mi le pun direct pe text. Aici sus avem descărcarea BMW 30. Eu trebuie să aștept și vom vedea când se va instala. Nu mai este mult și se va downloada. Dan. Ok. Deci salvarea sa, bine, pardon, nu salvarea, ci zip-ul este în desktop. Acum, dați de două ori click stânga, să intrați în save, în asta. Nu ne interesează save, ready, nici ready, interesează BMW E30. Luați aceste două chestii, dați cut, că nici nu se mai avem nevoie de ele. Mergeți la fișierul unde aveți voi mai summer car-ul. Ca să accesăm mai ușor, să nu mai căutăm prin fișiere, vă duceți în Steam-ul vostru, l-am de pe Steam. L-am de pe Steam, adică toate jocurile care le-am, în afară de 2-3, nu le-am, sunt de pe alte site-uri. Totul este pe Steam, care l-am. Deci, mergem frumos la My Summer Car. Dăm click stânga, nu click dreapta, proprietăți. Și mergem la versiune beta. Nu chiar, versiune beta, parcă nu. Fișierele instalate răsfoiește. Bun. Și acum dați paste. Și așteptăm replace file destination. Și așteptăm să se downloadeze. Nu știu ce se referă asta. Ok. Aia nu cred că o să vă apară vouă. Bun. După ce ați făcut asta, mergeți la imagini și o să vă apară asta. La mai seama care data, la fel. Ok, acum mergem în My Summer Car să testăm.
joacă și hai să dacă funcționează. Activez să funcționeze. Așteptăm. Așteptăm, mai așteptăm un pic. Ok, play. Amistec games. Understand, am dat enter. Și aveți BMW-ul instalat la voi pe joc. Acum, haideți să facem să facem un test. Și, da, o să facem un test pe o altă servare, fiindcă o să avem o mică problemă. Doar că dacă dăm continuu, am o salvare eu. O să se apară, o să vedeți voi. Eu o să vă arăt și cum să rezolvați problema a doua, că o să vezi la modul acesta după ce intrați pe o salvare nouă. Hai să știu. Waiting for him to finish low. Bază. Ok. Dacă o să vă apară problema care o să dacă chiar de funcționează. Vedeți problema asta? O vedeți? Dacă vreți să o rezolvați, este o problemă foarte cunoscută în la acest mod. După părerea mea, adică la mine s-a întâmplat de multe ori, când în gen aveți o salvare cu Satsuma. Deci, ca să rezolvați această problemă, ieșiți quit-ul menu. Quit. Așteptăm. Mergem la asta, nu chiar, sau Run Park. Ok. Căutați Run acolo, update-o dacă aveți, dacă nu. Dacă nu aveți acolo, puneți semnul acesta, semnul 100%, nu, la 100. App, da, 100. Dați Enter. Și o să vă dea aici. Dați aici sus la update-a, local-o, amistec, mai s-a mărcat. Și mergeți la Mesh Shave și dați Delete. Asta ar trebui să repare totul. Deci mergem din nou pe My Summer Car. Dacă îl și găsesc. Unde e My Summer Car-ul? Ar trebui să-l am pe undeva. Nu l-am. Ah, nu. Uitați unde este. Ok. Așteptăm. Se lansează. Play. Am luat la fel de mult ca înainte. Acest tutorial este un tutorial foarte simplu și ușor. Dați din nou continuu. Și o să fiu din nou activ pe Nexus, o să fac mai multe salvări. Eu cu asta mă ocup, probabil la un moment dat să ajung la modul, dar nu pe curent. Apropo, o să urmează niște chestii, niște informații despre o cursă. Probabil ați auzit de ea într-un episod, o să auziți de ea într-un episod viitor. Ok, și dacă merge la asta, sau cred că e din cauza salvării, deci o să vă arăt acum o salvare nouă. Vedeți, am făcut o salvare nouă și da, BMW-ul este rezolvat, la salvări deja existente cu Satsuma, nu o să vă funcționeze, doar că dacă faceți o nouă salvare să vă funcționeze. Avem toate astea, tot, avem, ce cum se numește, subframe, grill, și, apropo, avem farurile aici, da. Ok, și acum trecem la test drive. Ok, băieți, am instalat salvarea acelui om care a văzut-o acolo, în fișiere, prima oară. Deci, hai să dăm un mic test drive, o să mergem un pic pe autostradă. Am bine să-mi dau seama acum. Cum să o pun pe asta. Asta e o problemă foarte întâlnită la server cu BMW, adică gen capota mereu după ce salvezi. Pur și simplu, nu, practic îți iese din șurub, ea odată pusă la loc își va reveni. Bun. Modul este complet funcțional. O să fac și un review detaliat, dar acum vom face un mic test drive ca să văd că funcționează. Dacă aveți probleme, nu uitați să-mi scrieți în comentarii și o să le rezolv. După cum se aude, motorul are un sunet customizat. Și băgăm în viteză, dăm asta jos, frână de mână jos, semnalizăm și dăm o mică tură
Pe la temă pe aici. Le-au rămas titurile de vechi pe Space Funa. Da, inocați problema asta, mie nu-mi prea mă deranjează. LOL. Dăm un mega pe autostradă, îi dăm un pic pe autostradă, adică îi dăm... O să-i apăsăm pe accelerație, să-i dăm... Aoleo! Tipic BMW. Dacă știți vorba aia, la BMW nu se semnalizează niciodată! Dacă nu ți-l-am zis că sunt șmecheri! Ho! Era să pățesc! A doua! A treia! Hai cu a patra! Măcar ne distrăm! Ce mă? Du-te! Bă, fix cum erau muzicile alea faine! S-a gândit ăla să intre noi. Ai, bravo! Ce-o pățim, mă, motorul? Ai de capul, ai de capul meu! Ala pleacă. Da, ce să faci? Bă, da, ce o să rii, mă? Asta l-avem! Bă, hai să mai dăm o cheie, să vedem dacă dă. Dacă pornește. Mai încet! Mai încet, mișule! Ok. A, de asta. Ok, păi putem să dăm o leacă pe câmp. Cu E30-ul. Tracțiune spate, frate! Open window. Ai că open window dacă mai e. Haide! Tracțiune spate! Facem gogoși! Facem gogoși! Uite cum cum sare aburul! Uite cum aburește! Dai că e bine! Deci cam asta a fost și sută de azi, sper că la lucrul la revedere și pa, nu uitați să dați și subscribe, pa, pa, BMW pe viață!